Caravana Patrioți în Europa, Alianței pentru Unirea Românilor, a poposit și în județul Hunedoara. Aura Ales își prezintă lista de candidați pentru europarlamentare cu mult mai devreme față de alegerile de anul viitor. Candidații au stat de vorbă cu hunedorenii și le-au răspuns întrebărilor adresate și totodată au oferit mai multe informații despre viziunea și propunerile pe care AUR le are pentru viitorul României, dar și al Uniunii Europene. Caravana AUR a poposit în municipiul Hunedoara, dar și undeva acolo unde candidații pentru Parlamentul European au discutat cu cetățenii. În primul rând le urez bun venit la DEVA, bun venit în județul Hunedoara și le urez mult succes în campania de europarlamentare. Deocamdată atât, noi îi susținem din tot sufletul și mă bucur pentru noi mei colegi. Este un lucru pozitiv faptul că un partid politic scoate susținătorii în stradă și se întâlnesc cu cetățenii în stradă. Îmi pare rău pentru PSD și pentru PNL, dar oamenii ne primesc extrem de bine. Românii s-au săturat de cei care conduc acum țara, cei care ne-au adus în faza asta de dezastru extins și doresc schimbarea. Iar AUR convinge din ce în ce mai mulți oameni să vină lângă noi, să ne susțină, pentru că e momentul să terminăm cu politicienii aceștia de carton și să-i înlocuim cu patrioți care pun la suflet cu adevărat interesul țării și interesul românilor. Cred că suntem în această paradigmă și tocmai de aceea am venit și noi aici să le prezentăm lista AUR pentru Parlamentul European. Cea mai bună listă propusă până acum de un partid politic în România și spun asta nu pentru a folosi vorbe mari, ci pentru că am selectat pe lista noastră 42 de oameni care se disting prin competență, prin rezultatele obținute atât la studii cât și în munca lor, atât în țară cât și în străinătate, prin credință în Dumnezeu, familia acasă, interesul ca țara noastră să aibă un viitor trainic. Prin ce se mai disting toți acești oameni și ce am avut grijă să aibă din plin este curaj. Curaj să meargă în Parlamentul European și să stea drepți și vertical, să spună lucrurilor pe nume și să susțină, bineînțeles, interesul românilor. Găsim niște oameni minunați care încă mai sper în români, mai sper că mai există români patrioți care vor să schimbe România și să o aducă exact acolo unde ne dorim cu toții, România noastră, cu niște reguli de bun simț, în care instituțiile să-și facă treaba și fiecare dintre noi să ne poziționăm acolo unde putem fi de folos cu adevărat. Și este timpul să reașezăm atât poziția noastră aici, în țară, și demnitatea noastră națională, cât și în Parlamentul European, pentru că, da, alegerile din Parlamentul European de la anul sunt prioritare, au importanță uriașă. Sunt onorată să fiu astăzi în Hunedoara, suntem aproape de Sarmisegetuza, suntem aproape de Țebea, care sunt pentru mine două locuri apropiate sufletului meu și venim aici pentru că știm că devenii sunt și hunedoreni în general, sunt niște oameni care țin la demnitatea națională. Iar AUR, prin lista de candidați pe care îi propune pentru Parlamentul European, asta își dorește, păstrarea demnității naționale, să stăm cu capul sus acolo în Parlamentul European și să ne apărăm suveranitatea. Suntem plecați în țară cu un mesaj pentru unitatea românilor, pentru demnitatea românilor în Europa și pentru suveranitatea României. Ce v-ați dori să schimbați? Să schimbăm regulile după care funcționează Uniunea Europeană. Să avem o țară suverană și egală în drepturi cu celelalte țări europene. Asta vrem să schimbăm. Noi! AUR! Cine suntem noi? AUR!